bun găsit, într-adevăr, starea de sănătate a lui Mircea Băsescu este una șubredă, spune avocatul său. Acum 5 ani a suferit o intervenție pe cord, iar de atunci se află în permanență în evidențele unui cardiolog. De asemenea, nu poate sta nici o zi fără tratamentul său. Tocmai de aceea, zilele trecute, atunci când membrii familiei au fost să îl viziteze la arest, i-au dus în primul rând o sacoșă cu medicamente. Rămâne de văzut ce se va întâmpla zilele următoare, în cazul în care Mircea Băsescu va rămâne în continuare în arest, dacă va avea nevoie de părerea unui cardiolog sau dacă tratamentul său va suferi modificări. Până în acest moment, totul a mers exact ca în libertate, a putut să-și urmeze tratamentul așa cum a făcut-o și până acum.